miroase aici, dacă ați ști voi. S-a tăiat frișca, dar de la ce? Nu, serios. Nu, trebuie să cumpărăm alta. Asta este. N-avem ce să facem. Oh, no, Emile! Eu ce fac? Foarte bun. Ia cu chili, ia cu chili. Ia cu chili, ia cu chili, că... Aoleu, mamă, mă sufoc. M-a pus ăla rău să mușc un pic din chiliul ei. Te înțeleg prin ce treci. Să vezi ce jos o să cânte acum. Toaleta e în partea aia altă, acolo e bucătăria. Bună seara tuturor privitorilor de Cireașa de pe Tort! E a doua săptămână. V-ați obișnuit cu modificările operate, audiențele sunt pe val, Remus și Dezbrăcatu ard de nerăbdare să intre în ring, vorba lungă e sărăcia omului, așa că o să intru direct cu prezentarea invitaților. Diana Bart este colega noastră de la emisiunea Click și ne bucurăm că ne-a acceptat invitația. Andrei Leonte a venit de la Iași, a câștigat un concurs de cântat și vrem să aflăm dacă are și talente gastronomice. Cristina Andreea Mușat este tânără și talentată, așa că spun doar atât. Bine ai venit, Amna! Nu, nu e nicio magie, următorul invitat este chiar Leonard Iosefini și Andrei Duban, care-i și întrece, fără rimă, dar adevărată. Cam despre asta e vorba în săptămâna de față. Declar deschise festivitățile și ostilitățile la Cireașa de pe Tort. Să meargă banda! Leonard Iosefini este, după cum îi spune și numele, un domn. Și ca orice domn care se respectă, este pasionat de obiceiuri ancestrale. Pescuit, vânătoare, magie, femei, gătit. Priviți și mai completăm lista. Maestre! Eu îi ziceam domnul până la Cireașa de pe Tort, mi-a permis să-i spun Leonard. Toată țara îl cunoaște, este magicianul României. Eu mă aștept la un adevărat număr de iluzionism. Mi-e și frică, sinceră să fiu. Aștept să văd ce magii facem în bucătărie astăzi. Acum, cu puterea minții, mă voi ridica, observați încet, 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 prin levitație, voi levita. M-am obosit. Doamnelor și domnilor, bine ați venit! Apăsăm pe buton, 3, 2, 1 și... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună! Fără niciun fel de preparație, astăzi voi găti pentru invitații mei. Părerea mea e că ar fi păcat să nu joace carte de pescar sau vânător. Adică, iartă-mă, dar e super treabă să poți să zici, să vii cu vânatul și pac, uite, le-am pus pe masă, asta e cina. Nu știu dacă o să facă neapărat așa, probabil că o să fie gătit când ajungem, dar cred că o să meargă pe ideea asta. Cred că trebuie să vină cu ceva ca să fie peste Diana, mă gândesc, știi? Și atunci o să ne izbească cu ceva deosebit. Antreul va fi o salată pentru fete, pentru că este seară și trebuie să mănânce și ele ceva. Voi pregăti un drob de iepure, din carne de iepure. Sper să iasă foarte gustos. Felul de bază va fi iepure la cuptor cu măsline. De două ori iepure. Drop de iepure, iepure cu măsline. Iepure cu măsline e foarte bun. Da, cu vin, un pic de vinuț alb așa la cuptor. Deci eu prefer iepurile cu muștar. Cu sos cu muștar, care e foarte bun, da. Și cu măsline. O să vedem cum îl prepară domnul Iosefini. Și ca desert m-am gândit să le fac un cheesecake. Este o prăjitură pe care am învățat să o fac de la prietena mea, care astăzi va fi aici alături de mine, dar nu va pune mâna pe nimic, doar va da cu ochiul și cu siguranță că acasă vor fi discuțiile de rigoare. Din seară, între drop, iepurele e ok. E ușor, nu e o carne grea. Cheesecake-ul este, în schimb, greu. Se digeră destul de greu, da. Nu e un desert de seară. Domnilor colegi, vă propun să vedem împreună cum se digeră piața, că mai e destul până la desert. Mamă, n-am fost niciodată în magazinul ăsta. Deci, haideți să începem cu începutul. Avem aici o listuță pe care am făcut-o cu foarte multă minuțiozitate. Cred că nu-l costă foarte mult în piață. Dacă merge cu un palton așa, cred că face piața liniștit, fără să plătească nimic. Am nevoie de ardei pentru salată. Întotdeauna cei de deasupra sunt cei mai sfofăciți, așa că să luăm mai de la fund, înțelegi? Uite, deci, bă, bune, sunt mult mai tari, pe cea sunt fără preparație. Maestre, ca întotdeauna, ne știm de foarte mulți ani, te respect, te salut pe această cale, sper să ne revedem cu drag.
Dar fără nicio preparație, sper că ții minte de toate cele. Mi-aduc aminte de maestru Iosefine, acum vreo 6-7 ani am avut o emisiune și umblam cu el prin oraș și el făcea tot felul de numere. Și la un moment undeva pe la Unirii, am oprit o domnișoară fără niciun fel de preparație, exact cum face el cu hârtia, dacă observ cu mâine. Fără niciun fel de preparație. Și era o tipă la vreo 1,50 m, îi dă o monedă tipa cu țigară prin el, la mea zice, aule, stai că mai am ceva de la tine. Deci aia mi s-a părut incredibilă, genial. Și ce crezi că am aici în mână, în mâna dreaptă? Așa ținea pumnul. Păi nu știu. Draga mea, suflă de trei, fără niciun fel de preparație. Și când îți face, ce crezi că era? Era lenjeria intimă a tipei. Ce avem aici? Avem una, avem două și cu asta trei. Ca să putem să facem și eu în bucătărie, începe spectacolul. Una, două, trei, pa, ușor de... Iată, ușor de... Nu trebuie să te grăbești, ce? Hopa, hop. Dacă ajunge, haide să luăm și un ardei. Hopa! Cântărițe și pe ăsta, vă rugăm frumos. Leonard, oricum nu trebuie să piceapă să facă piața, pentru că oricum la el vin toate așa, prin magie. Am să rup frunza de andivă și o să pun niște pateu pe frunza de andivă. Să vezi ce le fac în seara asta, bravo! A luat andive. Andiva chiar mie îmi place, mie da, se pare interesantă și... Mie, da, din păcate nu este suficient de mâncată la noi. Ciuperci, ia să le fac eu ceva cu ciuperci, fii atent aici. Hai mă că le fac și un pate de ciuperci. Cam nehotărât. Păi nu, pentru că știi ce se întâmplă, are foarte multă imaginație, că-l cunosc. Și pe măsură ce vede produsul, apare și ideea. Usturoiul ăsta este bun, dar nu pentru ceea ce ne trebuie nou. Noi avem nevoie de ceapă și mai ieftină. Dacă este la un preț bun, am să iau mai multe legături, pentru că vreau să pun la drog. Dacă o pune și întreagă, e fantastică când taie dropul. Depinde, depinde de recipientul pe care îl are, dar se poate vedea foarte frumos. Am o surpriză. Deci am niște prosciutto de mistreț. Specialitate mare. Am cumpărat-o deja, pentru că oricum nu se găsește. Am fost la un magazin unde nu mai știu de unde se poate cumpăra. Ți-am spus. Este mare vânător și mare pescar. Cu mașină, cu lansete, cu... Chiar... Leonard Iosefini e într-o stare de grație și se joacă. Asta ne bucură și ne dă speranțe că o să fie o seară pe cinste. Leonard, mai ai ceva de cumpărat? Noi suntem gata, doamna, am terminat. Am terminat. Cumpărături frumoase vă doresc. Deci a luat ceapă, a luat ceapă verde, a luat andive, a luat iaurt, a luat lapte, a luat smântână. Spune-ne unde este iepurele. Fai de capul meu. Deci am obosit numai la cumpărături. Nu mă gândesc câtă treabă am și cât am de gătit. O să fie frumos, pentru că mie oricum îmi place să gătesc. E o chestie pe care am remarcat-o în majoritatea, sau știu, 99% din vânătorii pe care îi cunosc eu, adoră să gătească. Da. Da. Doamnelor și domnilor, introducem în scenă un nou personaj. Magicianul Leonard Iosefini este în bucătărie. Și așa cum îi stă bine unui magician, niciodată nu lucrează singur. Așa că am o asistentă. Dana, te rog frumos să mă ajuți. Ta-da! Este, aici nu suntem la spectacol, aici suntem în bucătărie. Ea este Dana, prietena mea, iubita mea și... Pentru că am învățat de la ea foarte multe lucruri în bucătărie. Mă refer la deserturi, nu cumva să o las în serios. Asta e, da. Doar la deserturi. Oricum, astăzi voi face unul dintre cele mai gustoase deserturi pe care l-am mâncat vreodată. Până să o cunosc pe ea, nu am mâncat niciodată cheesecake. Da, dar atât de mult mi-a plăcut, atât de mult mi-a plăcut de Dana, încât am început să mănânc prăjitură. Okay, hai să ne apucăm. Deci, haide să nu pierdem timpul. În primul și în primul rând vreau să încep cu desertul. Maestre, sincer să fiu, este pentru prima oară când îți văd prietena și chiar vă stă bine. Fără niciun fel de preparație, să vă arăt cum e cu începutul, da? Deci prima oară este vorba de balans. Prima oară e vorba de balans. Facem un mic spectacol. Dacă cumva... Hai, nu râde, dacă faci asta, îți dau 100 de euro. Bun, acum, atenție mare de tot. Îl văd cam șmecher în bucătărie, fiindcă, na, mulți ani de zile, burlac, viața te învață, mai înveți de la o prietenă la alta, nu vreau să spun că a avut multe partenere în viață, nu asta era ideea, dar măcar de la fiecare i-a rămas ceva, câte o rețetă, mă înțelegi? Punem 200 de grame de unt, 200 de grame de unt, am să îl pun la topit, rapid. Are el calitățile lui și cred că se folosește foarte bine de ele
Și cred că se va folosi de aceeași din mânecă și în bucătărie. Știu că este un foarte bun gospodar. Aici avem biscuiți. Sunt biscuiți digestivi pe care am să îi pun peste unt. Avem nevoie de... Opa! Nu niciun fel de problemă, oricum aruncăm. Avem aici 400 de grame. Oricum, acasă vreau să spun că face parte din... femeile fericite, că eu mă bag la bucătărie. Dar știi ce cozonaș face? Ce-i mai bun cozonaș? Punem aici, pe fundul vasului. Aveți nevoie de un vas din acesta special de tort să se poată desface la final? Cred că îi place să facă prăjituri. Și cred că cheesecake-ul ăsta... preferata lui. Îl face destul de des și are aparatul ăsta de cercul ăsta care se deschide, de fapt. Că dacă nu ți-ar plăcea să gătești, n-ai avea așa ceva exact, în casă. Exact, adică e o chestie dedicată. Sunt vesel. Ce faci? Cât pui? Păi pun... Păi trebuie să pun 200. Păi 250 sunt aici. Pun la ochiometru, să spun de ce. Pentru că vreau să fie dulce. Eu oricum sunt... punem zahărul. Deci la biscuiții trebuia să pună 300, am pus 400. La zahăr trebuia să pună 200. Probabil că am mai făcut rețeta ca la carte și nu i-a plăcut și a venit el cu rețetarul lui. Cu gramajul lui. Mă rog, depinde și de recipient, să ne înțelegem. Că și la scamatorie, maestre, dacă vrei să faci numărul cu iepure și în rețetă scrie că îți trebuie un iepure de 250 și tu vii cu un iepure la un kilogram, n-ai cum să-l scoți că... Nu mai e cap pe pămânic. Doamnelor, puteți să învățați meserie de la maestru. Ușor de tot. 4 ouă, mai bun un ou? Nu, că mergem pe 400. Mergem pe 400? Da. 400, 400. Mă, dar dacă cumva nu, de la atâta smântână... Nu, nu. Hai mă să mai punem, hai mă să mai dar punem. Niciodată nu faci ca mine. Păi nu, atunci când faci mereu schimbă rețetele, mereu adaugă ceva, mereu spate ceva. Hai să spun ceva, este oricum ies bune, este, da? Este seara mea și vreau ca să îi surprind, nu cumva să se întâmple să nu se întărească. Acum. Nu știu ce să zic, eu am fost foarte și sunt foarte încrezătoare în mine și știu că i-am dat gata în seara aia. Dar cred că mai mult l-am înrăit să ne dea și el gata, așa că mă aștept la tot ce e mai bun din partea lui. E, așa e ca de bine maestrului. E coniac. Da. Turnefel. Dragoste. La ce frumos. Nas. Deci eu personal când gătesc, mi-e place să beau un pahar de vin sau... Da? Da, da, da. Adică mă relaxează, sincer, nu... De exemplu, eu când beau, mie nu-mi place să gătesc. Bucătare, tu nu bei. Eu nu beau, da. Să fie frumos, să fie într-un ceas bun. Mm. Tu credeai că pune coniacul în prăjitură, dar e la așa. Deci nu, aroma și sapoare e aici, în stomacul stomacului, nu... Nu, dar asta îl face să facă cheesecake-ul mai bun, știi? Până aici totul a fost foarte bine, de acum încolo începe complicat. Voi pregăti așa, voi lucra la două bricege, cum se spune. Voi face drobul concomitent cu pateul de ciuperci. Avem aici ceapa, dă-te la o parte, Dănuța, că avem treabă. Ia să vezi, uite cum ține. Păi de că știe să știe. Cuțitul nu e ce trebuie. Auzi, dar nu mai am putea spune să tăi ceapa. Să te învăț să dai ceapa? Vrei să o tăi tu acum? Nu, nu, nu. Cu unghiuțele tale? Bă, bă, bă. Eu folosesc răzătoarea. Răzătoarea, răzătoarea e cea mai bună. Acum, uleiul s-am găsit un pic. Păi merge ăsta, e ca lumea. Pune ceapa aici. Mai tare? Eu lucrez la foc rapid pentru că nu am răbdare, nu am timp de gătit, am foarte multă treabă. În timpul liber mă duc la pescuit și câteodată mai merg și la vânătoare. Bun, până aici totul este bun. Acum, am să pregătesc drobul. Vreau să pun bucățile puțin mai mari în drob, pentru că vreau să se și simtă. Exact, și eu sunt adeptul bucăților puțin mai mari, mai ales la ficat care se fermentează așa. Dacă vei... să fie mai multă textură și care nu mic. Aude, se arde ceapa, nu? Ia zi, Dana, se arde ceapa, nu? Nu știu, nu am pas puțin ceapa la tigaie. Tu ești bucătar. După care punem ciupercuțele. Nu trebuie să se prăjească foarte mult. Punem ciupercuțele. Ia să vedem aici cam câte vom pune. Ia. Dar nu trebuie să le punem pe toate neapărat. Nu o facem mult pate, nu? Pune-le, pune-le. Nu, păi am pus puțin la ceapă. Pune-le pe toate. Am pus puțin la ceapă. Auzi, ascultă-mă, fii atent. Păi și ce dacă? Mă gândesc, te întreb. Când este aproape gata, să pui și puțin
Cos de ceapă așa să fie ceapa verde, să fie așa să fie... Nu, că oricum îi dă culoare. Nu, ai spus că pui pătrunjel. Pun pătrunjel, da. Face o magie ceva, scoate un morcov, un castravete, un cartof, nu știu, tot ce-i trebuie. Se descurcă sigur. Hopa, 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 vino cu aia, hopa, 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 așa. Hai, măi, Leon, că terminăm și noi. Să nu se ardă mâncarea. Nu cred că mai ajungem să mâncăm, dar sigur coniacul bem. În drob, în drob, ar fi trebuit să se pună și puțin coniac. Dar nu mai punem astăzi pentru că l-am băut. Deci, pe drobul ăsta, trebuie să punem, fii atent. Ouăle avem acolo. Bun, mi-a zis mama să pun 6 ouă, mi-a zis mama să... Așa și smântână. I-am zis, lasă, scoate smântână, da. I-am zis lui mama, mamă, cum faci drobul ăla? Face mama un drob extraordinar. Zice, Leonard, întotdeauna când faci, să pui mai multe ouă ca să se lege, că multe aia și se moaie așa. Fii atent, aveam nevoie, nu? Asta s-a ars? Cum să se ardă ceapa, mă? Ceapa mea nu se arde niciodată. Se arde. Hopa, 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 hopa. Și să se ardă, mă? Cum să se ardă? Ceapa aia, gata, eu vrei să spun ceva? Acum, îți spun sincer, mie mi se pare... Mie mi se pare cam super ok, așa că dăm o parte, oprim foc. Ce se întâmplă? Când bei coniac, ți se înțețoșează fața și nu mai vezi ceapa. Timpul se dilată, deci nu ai aceeași percepție de timp, știi? Ba chiar am negrit ceapa aia. Băi, fii atent, auzi, dă-mi și mie puțin coniac, te rog frumos, să pun la drobul ăsta. Dă-mi puțin coniac. Auzi, mă? Băi, așa se lucrează? N-are, mă, cum să iasă treaba bună! Una, două, trei și... Pac! Asta-i, băi, tată, băi. Ia uite-l, băi, tată, băi, cum s-a umplut paharul. Auzi? Am una din asta de... Fii atent, dacă îți fac așa una, două, trei, pac, îți arăt că dispare. Nu, bă, bune, deci fii atent, una, două, trei, dispare. Vrei să arăt? Asta da magie. Cum a dispărut coniacul? Ia zic, Codruță. Păi cred că a dispărut și sticla, că el a băut-o toată. Acum, sincer, maestre, dacă vrea și Dana să guste din coniacul ăla, de unde? Că l-ai băut pe tot. E de tei, mă. Băi, lăsați vrăjeala mea, dați... Care, mă, tu ăla care ești cu ceaiul de tei? Punem și mie un coniac până un alta. O să ajungă invitația să fie, mă. Vă oferim o mică reprezentație de magie fără să vă luăm bani pe bilete. Priviți și nu faceți așa ceva acasă! Tararam, tararam, până un altă Leo face curat. Nu că niciun fel de problemă, să știi că noi ne înțelegem foarte bine. Eu fac și curățenie. Eu sunt și cel care gătesc, dă-te la o parte un pic, ușor, da, dă-te mă la o parte, mă, dar ia uite, bă, frate, cum se împinge în mine, n-am văzut așa ceva. Dana, de fapt, nu vrem răspunsul la adresa redacției, va trebui să vii la noi să vorbim despre Leo. Am o idee, hai să facem o fiță. Unul facem normal. Dar de ce vrei tu? Lasă-mă să inventezi acum. De ce? De nebun. Dar ascultă-mă, dacă eu eram sănătos. Te rog, nu mai schimba rețeta, lasă-le așa. Nu, mă, ascultă un pic, dacă era sănătos, se mai uita la mine. Că de fraiere lumea sătulă, mă. Nu mai nevoie, doamne, de ăștia așa cu idei. Lasă-l să-și facă rețeta. Numărul. Lasă-l. El este artist. Este artist cu pușca, este artist cu uniță, este artist la volan, este artist pe scenă. Este artist. Pun repede câteva ouă de prepeliță înăuntru și vreau să văd cum iese unul. Nu, unul. Se poate tranșa ouă și dinainte de a-l introduce în... Sau să-l pui întreg? Da, poți să-l pui și întreg. Decojit, clar, decojit, nu? Hai, aș fi să faci o glumă, să pui ceva... Într-un drop de iepure, eu zic să bagi o găină care trebuie să ouă, știi? Asta e bună. Știi? Avem unul așa simplescovici. Deci unul este simplu, foarte simplu. Păi, i-aș fi pus unul deasupra, dar nu știu să fac. Ia uite ce mișto e, fii atent. Haide, mă, așa, Leo. Uite ce frumos, eu de putut să... Tararantă, lasă-mă să mângâi și eu. Vânător, cel mai mare vânător. Băi, este mai mare pescat decât vânător. Haide. Dar lasă-ne, domne, să facem ceva gustos. Și acum, pă bune, și tu, Iura, acum, repede, pac, pac, pac. Băi, treaba bună se face încet. Corect? Încet și bine. Dragii mei, sunteți frumoși, sunteți talentați, sunteți cum vreți voi, așa că faceți cum credeți de cuviință. Numai bun să iasă. Ce ziceți? Garantați asta? E bun. Hmm? E bun.
Îl văd bucătar experimentat, mai ales că știu, din câte am citit despre el, că este un foarte bun gospodar și îi place foarte mult să gătească. Fiind masă vânătorească, din punctul meu de vedere, cel mai important este felul de bază. Pentru acest lucru avem nevoie de iepure. Iepurile a fost împușcat, a fost fezandat, ușor de tot, îl scoatem afară, pentru că, pentru cunoscători, el trebuie lăsat 2 zile la baiț. Este un baiț preparat din vin roșu, în care se pune enibahar, se sparg 2-3 boabe de enibahar, 2-3 cuișoare, se pune ceapă tăiată în 4, se pune usturoi, am pus puțin rozmarin și acest sos este foarte important de pus în tavă. Prima oară luăm puțin ulei de măsline, punem în tavă. Am aici niște bucăți de mușchi de pe spatele iepurului, pe care le voi servi doamnelor. Avem aici... Le răsfeți, adică. Da, le răsfăți. Uite-te cum arată mușchi de iepuri. Atenție mare, uite cum arată mușchiulețul. Îți dai seama că așa ceva nu mănânci în fiecare zi. Sper să iasă și gustos. Auzi, să mai pui și rozmarin? Da, obligatoriu, da. Îl spăl? Crezi că... Spală 2 rămânele de alea. Crezi că am adus copacul de... Să ne dăm importanță, așa, că avem și rozmarin. Așa, ia uite-te, fii atent cum arată mușchiulețul. Cu superbitate. O să punem până una alta și țelina. De ce să fie? Uite, pun doar 2. Uite, o pun pas. Da, decât 2. Așa, de fiță. O să pun și puțin rozmarin. Aulă, foi de dafin, vreau foi de dafin. Au fost doar, uite, 2 micuțe. Două micuțe, pam, pam. Am făcut și eu ceva, acum. Am pus 2 frunzelițe. Punem și sosul ăsta de ciupercuțe, că nu are ce să fie rău în el. Nu știu alții cum sunt, dar Remus vrea să vă zică ceva. Ascultăm. Mi s-a făcut foame. Nu vrei să te duci să mă ajut să fac masa? Te rog din suflet. Du-te și aranjează frumos paharele, pac, pac. Te hodinești că noi ne descurcăm aici singuri. Mulțumim frumos. Deci, luăm frumos până în tigaia la încălzit. Facem acum sosul pentru cheesecake. Sosul, impropriu spus. Avem nevoie de fructe de pădure. Am luat 2 cutii de mamă ce... N-am găsit fructe proaspete. Îmi pare foarte rău că nu am găsit fructe proaspete. Am găsit din astea congelate. E ok și cu fructele congelate. Oricum trebuie să știți un lucru. Fructele congelate au foarte multe proprietăți. Mai multe uneori decât cele pe care le găsiți în tarabă. Pentru că procesul de congelare este rapid. Este rapid după culegerea fructului. Și asta le păstrează vitamine. Lasă-l un pic să se aranjeze acolo, să pun și 50 de grame de vin roșu. La ochi, nu mai mult, 50 de grame de vin roșu. După care am să pun și zahărul, dar le lăsăm puțin să se aranjeze și să nu mai pierdem timpul. Aici am să toc varza, care este spălată în prealabil. Avem varză roșie. În limuzină, cuvântul de ordine e veselia, ceea ce ne face să credem că suntem pe drumul cel bun. Dar ca în orice loc în care este Andrei Duban, și astăzi avem pe cineva băgat la mijloc. Și pentru că nu se cădea să fie o fată, calculatorul a hotărât ca Andrei Leonte să joace rolul mezinului și încasatorului. Fii tare, mai e puțin! Scoate și tu capul să vezi ce frumos se vede. Vorbesc serios. Mi-e rușine, mă. Hai, mă, de cine? Uite, zic ăla, dar nu-i rău tăcioasă. Asta e o poantă, mă, uite. Hai, mă, ești că așa nu te știe nimeni. Eu de ce am cum Andrei? Sunt Andrei Leonte. Auzi, zici tu, sunt cu Duban. Prietene, ești norocos? Prietene. Nu, am vrut să văd dacă e geam. E geam, i-am verificat, e geam frumos, ai? Avem aici varză specială. Varză cu gem de afine. N-ați mai mâncat așa ceva? Mai mult în Germania se fac combinațiile astea de dulce cu sărat. Dulceață, de fapt. Ai mâncat așa ceva vreodată? Da, sincer, nu. Nu. Lasă-o să se mai... Foi de dafin. Lasă-o să se mai așeze puțin. Cu ce am obosit? 2 foi de dafin? Da. Avem și foi de dafin. Uite-le aici. Uite, mă uit pe vizor și îl văd pe Duban la ușă acum. Stai așa, hai.
Băi, fraților, dar ce e cu gălăgia asta aici, mă? Ia ce? De la întreținere, să vă mulțumesc. Bună seara, bună seara. Ne inundau vicine cu sosurile astea. Vă rog frumos. Poftiți, poftiți. Domnule? Eu un pic mai tână. Să rămâna. Mulțumesc mult. O, bem împreună, bem împreună. Era îmbrăcat ca în acel portret pe care l-am făcut eu. Ne-am obișnuit cu el să-l vedem așa și mă așteptam să ne primească așa, exact ca la un număr din acela de magie, foarte drăguț. Mi-a plăcut primirea. În această seară vreau să... Hai, gata, la o să fie seară magică, fraților. Da, eu am zis seară magică. Ați vedea la maestru, da? Da. V-am pregătit niște bucate magice. Nu, hai să nu mai pierdem timp. Hai, dați înainte. Am venit cu mare chef din limuzină. Deja s-a creat o legătură așa între noi. Ne-am prietenit foarte bine. Zici că suntem așa, o familie și îți dai seama că pe fiecare zi care trece suntem tot mai apropiați și e tot mai bine. Aceasta este o carte de prestidigitație și iluzionism. Este o carte pe care am scris-o cu aproximativ 2 ani în urmă. Este o carte în care încerc să transmit urmașilor mei, tinerilor și de ce nu și celor pasionați. Poți să mă laud că ți-ai lansat-o la mine în emisiune pentru prima dată? Țin minte, țin minte că am venit. Exact. Dacă vrei să înveți cum e numărul cu bila și așa mai departe, se foarte simplu. Așa mai departe. Este ta. Prins până la urmă Fenta, am prins-o cum e. Când te uiți de o deschizi, la un moment dat se vede numai asul de negru, în rest se văd paginile propriu zise. Am prins cum e șmecheria cu cartea aia. Chiar sunt foarte curios cum e cartea. Când eram mici mai știam așa niște trucuri, toți știam trucuri cu cărți și mai încercam așa, era un mod bun de a sparge gheața cu fetele. Avem aici o batistă, vă rog frumos să fiți foarte atenți, pentru că ăsta este un număr pe care nu l-am dezvăluit în cartea asta, dar o să vi-l explic. Și să ne frumos batista, puțin câte puțin, cu degetul arătător, introducem batista în pumn, una, două, trei, suflăm o singură dată, suflet, rog frumos. Și batista s-a transformat într-un ou. Într-un ou veritabil. De Paște. Da. Asta este un ou confecționat din lemn. Deci nu, eu am început să mai și dezvălui câteva numere de magie, pentru că foarte multă lume are impresia că dacă ai arătat un truc, poți să-l și faci. Eu am să vă arăt că este puțin mai complicat. Să vă spun de ce. Este un ou care are un orificiu. Oul este în buzunar așezat, da? Totuși, bineînțeles, mână, chipurile. Baticul. Și acum începem numărul, da? Luăm frumos baticul și, bineînțeles, odată cu baticul, luăm și oul. Foarte important este, în începutul acestei cărți, vorbesc puțin despre partea de palmaj. A palma un obiect înseamnă a ține un obiect la baza palmei sau în palmă, fără să fie văzut de spectator. Și cu degetul arătător, bineînțeles, cu degetul arătător introducem baticul puțin în interiorul oului. Fii foarte atentă, cu cât te uiți mai atent, cu atâta nu o să înțelegi mare brânză. Acum, luăm frumos puțină sare magică, că este foarte important să luăm puțină sare magică și punem deasupra. Suflăm o dată și apare oul. E, acum, tu vei spune, da, dar l-am văzut pe Zefine cu mie, cu oul, cu partea, nu. Am rugăminte, suflet, rog frumos. Foarte frumos. Și în momentul ăsta, luăm și spargem oul. Asta este pentru tine să fac. Pentru voce, știu diverse. Excelent! Și unde e orificiul? Bun. Noi stând foarte aproape de el, îi cam vedeai, știi, lucrurile. Și el simțea că suntem prea aproape și nu e ok. Adică trebuie să fie un aer între iluzionist și public. Când a băgat Batista în ou fals, atunci l-am văzut în mână. Dar aia cu ou adevărat, n-am înțeles-o. A fost totul foarte, foarte bine. Complet. Ce bine. Și vreau să vă spun că dressing-ul este pregătit și preparat special pentru a-l turna în fața voastră. Vreau să fie totul proaspăt. Toată lumea și pune uleios. Dressing-ul. Nu, păi am pus puțin ulei de măsline. Hai, și ce contează? E uleios. Specialități.
Avem, te rog frumos, dacă vrei să mă ajuți tu, poți să amesteci. Asta este, ia că ia e ceva din, este ceva din mistres, pentru că este seară în totalitate de vânat. Este seară vânătorească, da. Care partea mistrețului este fica mamei? Avem aici wasabi, un pate de ficat de iepure. Pate de ficat de iepure. Nici nu-i găsit. Iar surpriza emisiunii, atenție mai stăr. Bagă drop, rrrr, pam, pam. Bagă drop, bagă drop. Asta este. Asta e surpriza pentru bagă drop, bagă drop. Bună asta. Bravo. Poți să sufli, dar este deja rece. Bun. După cum vedeți, aici la Cireașa de pe tort avem toate condițiile, chiar și aer condiționat. Cu condiția să dea eunucul din mână. Plecați-vă cu sorcova de aici, că n-am bani. A început nebunia. Pot să vă ofer puțin pate de ficat. Merită încercat. Merită încercat pentru că poți să-l pui și pe pâine, poți să-l mănânci cum vrei. Este o specialitate, să știi, pe care nu o mănânci în fiecare zi. Mai spun? Vă spun și ție, Andrei? Dar ce bun e, drăguț. Puțin așa de gust, că de foame îmi sar ochii din cap. La ușură, așa? Ăsta e tot din... Puțin, tot așa. Tot din iepure drobul. Numai de iepure. Nu mai mâncasem până acum pate de ficat de iepure. N-am mâncat, cred că, în viața mea. Am mai mâncat și noi de-astea, ce s-am mai găsit pe la alții, pe în vizită, de rață, de gâscă, de iepure, pate de... N-am mai mâncat. Wow. Poftă mare. Excepțional. Nici o grijă. Ați scăpat un pic cu cetul... Sunt curios ce gustare, că n-am asta la excepțional. Ce, e cam macră, nu? Da, un pic cam macră, da. Serios? Și... Nu, sunt reclamații la domnul. Nu, era exact că suficient de acră. Pentru gustul meu a fost perfectă. Oare s-a făcut din ciuperci. Cine? Da. Andrei, comentez, n-am mănânci. Doar Andrei, nu mai spune atâtea. Dar ce gust are? De genul. Da, foarte bun asta. Asta ce e? Ciuperci. Cine are ciuperci? Să putea să nu... Să putea o seară fără ciuperci. Mulțumesc. Ia o pasta mai mare tu, ia o pasta mică. Pentru că s-ar vrea să-ți fie foame. La fel e bun. Foarte, foarte bun. Foarte am bun. Avut... Deci e mai bun decât al meu. Nu e că... Ba da. Vezi, e zemos cel mai bun. Nu, dar nu se și vede de altfel, da. Nu, chiar e mai bun. E zemos, e bun. Mie mi-e și mai sec. Nu? Nici nu mai știu, trebuie să ne mai ghem. A fost mult mai bună drobul lui decât al meu, i-am și zis, n-aveam cum să nu recunosc. Și pentru mine era prima oară când făceam acel drob din piept de pui, din ficat de pui, dar așa e, eu n-am pus atunci smântână în el și chiar el mi-a zis, tu n-ai pus smântână, dar eu o să pun în al meu și cu siguranță o să iasă mai bun, chiar e și mai bun, felicitări, n-am ce să-i zic. Mai bine facem altceva. Alege una din ele, care vrei, cea mică sau cea mare? Cea mică de fiecare dată o punem aici, de mică, mică ales de mică să ai parte. Foaaa, i-a dat drumul la zboară, după ce a tăiat-o de atâtea ori. Cu toate că eram foarte aproape de Leonard, vreau să vă spun că nu am prins nici măcar un truc din tot ceea ce se întâmpla acolo. Chiar n-am înțeles că a tăiat totuși, adică a rămas bucățele din sfoară pe masă și mi s-a părut că nu s-a scurtat deloc. Și a tăiat, adică am... în fine. Acum, pentru că ție nu s-am făcut nimic, am să încerc să iau telefon. Cu acordul soțului. Cu acordul soțului și am să încerc să îl fac să... Să nu mai fie spart. Să nu zici că dispare telefonul. Nu, l-am băgat în acum fii atentă dacă vrei să vorbești. Deci nu poți să crezi! Trebuie să-l desfaci, pentru că el este pe partea asta, știi? Ca să poți să-l scoți afară. Extraordinar! Ia băga mă ăla în balon, mă! Nu am văzut cum putea să facă, pentru că își palma, mă rog, palma cu mâna, ascundea mișcarea, practic. Exact ce se întâmpla în spatele mâinii, nu puteai să vezi. Am înțeles că nu ai voie să mănânci mult, așa că ți-am pus puțin. E foarte bine. Auzi, dar astea ce sunt, biluțele iepurelui? Da. La mine sunt trei. Mi-a pus și... și la noi sunt trei. Mi-a pus și fuduliile iepurelui. Ce drăguț! Felul principal a fost o combinație pe care n-am mai mâncat-o niciodată. Acum, aici, avem atenție mare. Este cea mai fină și rafinată bucată din iepure. Este mușculețul acela de pe spate. De pe spate. Haideți, poftă mare. Sănătate. Sper să fie fraged, pentru că chiar am ținut la chestia tăiat. Asta. La mine s-a tăiat, cel puțin. Nu obișnuiesc să mănânc foarte des carne de vânat. Îmi place, mie îmi place absolut orice mâncare, dacă e bine preparată și cu gust. Secretul este experiența, așa cum am spus-o și la masă.
pentru că sunt vânător de aproape 17 ani, am avut nenumărate ocazii de a găti iepure. Spun sincer, așa cum l-am făcut pe ăsta, n-am făcut niciodată în viața mea. S-a tăiat? S-a tăiat la cusca, a? S-a tăiat la ce da. Bun e, da. Moale. Oh, dar trebuie să chiar mesteci la el de... Cum? Al tău e tare? Ce, e chewing gum la tine? Am să... ce? Nu știu ce ți-o fi dat. Aia de sunt de la pulpa. Și că... pulpa din spate. Trebuie o fi dat de la coadă. Foarte bun. Bun? Excepțional. Bun? Mă bucur. Până acum, da. Dar e puțin cam tare, adevărat, dar nu știu care parte. A, nu, e moale. Dacă remarcați, este o textură specială, în sensul că practic se sfărâmă de fragedă ce este. Mamă, și cu măslina? Asta, după... A, stai, stai puțin. Măslina are sâmbure. Nu! Păi să spun ceva, dă și puțin. Ce-i puțin, mă? Ce-i puțin, mă? Băi, ce ai? Dă-i peste, dă-i ce ai, măi, omule? Cum ar parcă un grinte. Cum să-i spargem? Ce ai, din ce să-ți spargem? Glumești sau? Ia. Oh my God, băi! Ce așa, mă, Alice? Păi normal, cum alice, mă? Cum alice? Nu, nu chiar alică. Este iepure împușcat. Ia. Ia, pune pe masă. N-ai știut? Hai, mă, serios, glumești acum sau ce faci? Ce faci, mă, vomiți? Hai, mă, Andrei! Deși nu cred ce ai. De dinte, frate. Dinte? Băi, ești nebun, ți-ai spart dintele? Da, ia, e alică? Chiar e alică, mă? Mă, asta e alică? Sau babă de piper? În limuzina ne-am chirit așa puțin pe sărmanul Leo. Ne-am hotărât noi o mașină, i-a venit lui de bani ideea, bă, să fii tu ăsta cărcotaș și asta. Bă, dar să nu-ți placă nimic, adică de la miros, din start, de cum arată casa, de nimic. Dacă el respecta indicațiile regizorale, i s-a ales el să schimbe bobul de... Alica e alică, el probabil n-a văzut niciodată cum arată o alică. Ce i-am ales eu bobul ăla de Eni Bahar, aducea mai repede cu o alică. El a ales bobul de piper, imediat ăla s-a prins, să nu fie piper. Știi? A strigat. Așa e când actorul nu ascultă de regizor. Te-ai uitat un pic atenție. Așa, că normal că e mișcat cu alice. Nu, da, vorbesc serios. Chiar are alice în el. Adică, nu vorbesc serios, n-ai cum să le spun pe toate. Leonard, spre deosebire de noi, are o vârstă mai avansată și cred că a puțit destule până la vârsta asta. Noi suntem niște mici copii pe lângă el. Tu vrei să ne omori? Stai mă puțin să vadă. Asta m-a oprit. Stai mă puțin să te rog frumos. Da. Uită-te cum arată desertul meu. Ăsta este desertul meu. Deci cheesecake-ul ăsta, frate, s-o face el simplu, dar avea un gust senzațional și foarte, în același timp ușor. Desertul ăsta, dacă știi să-l nimerești, se face foarte repede. Rețeta asta trebuie să mi-o dai și mie. Trebuie să ne vedem, cum s-am spus. Ne vedem pentru rețeta asta, da, ne vedem. Da, lăsați puteți să începem când... Te rog, poftă mare, mamă. Poftă mare, Doamne, cum arată. Bă, trebuie să fie și bun. Nu de poftă e problema. Aici se vrea să succes? Sau putem... Mamă. Aoleu, cum e? Ți se topea în gură, pur și simplu. Mai bun decât orice cheesecake pe care l-am mâncat. Și credeți-mă că mănânc cheesecake des. A ieșit bine de tot. Valeu. Bun tare. Mamă. Am mâncat cheesecake mai bun decât la restaurantele de fiță din capitală. Iubita, e nenorocire ce e aici. Adică sunt niște bucate alese. Eu zic să te apuci de acum de gătit. Deci puiul, eu zic să nu ne mai prezentăm mâine, pe bune. Nenorocire ce e aici. Bine, puiul, hai, succes pe mâine, că nu văd, că nu cred că prindem podiumul. Tura asta. Lasă-mă că... Leo. Da, bun. Știam eu că o să-mi strici ziua. Puiul, ai grijă la ce mănânci. Hai, dar bine. Dar ai avut. Am avut, uite, am și marcă. A plăcut. Ia general, spune. A avut pe cuvânt. Mai bun un pic? Glumesc, jur că glumesc. Am mâncat numai prostii. Acum trebuie să închid, nu mai poți. A cerut două porții. Și tu, Brutus. M-a dat în gât la nevastă mea. M-a sunat grație în timp ce mâncam și a zis nu, că am luat câte două porții și nu știu ce. Urât, foarte urât. Și vreau să vă prezint un număr... Ce verighete mari! Pe care nu, vreau să prezint un număr foarte frumos. Este vorba despre 7 cercuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cu ăsta. El se intitulează simplu cercurile chinezești. Este un număr care a fost inventat cu foarte mult timp în urmă, cu siguranță de un chinez. Avem aici unul și încă unul care, după cum observați, nu are niciun fel de preparație nici pe o parte, nici pe alta. După cum observați, așa nu merg, nici așa, decât eventual de jos în sus. Ăla chiar nu l-am înțeles.
M-am uitat pe toate părțile inelului, pe tot diametrul inelului, nu. Nu-mi dau seama cum a putut să facă. Îi suflă un pic ușor. Apciu! Nu trebuie să sufli, pentru că el deja s-au legat. Așa nu iese decât de la stânga la dreapta sau eventual de jos în sus. Iată. Deci sunt două. Ușor, o dată. Una, fără să suflăm. Le punem pe asta aici. Mai încearcă o dată, te rog. Perfect. Dacă scoți una, 100 de euro. Dacă sunt două, 200. Andrei, te rog frumos, iată. Ușor de tot. Hai tu pe așa. Te rog. Apucă, nu, apucă de lepă. Ce mai scoți? Că sunt legate, suflăm acum. Hai să te explic. Deci, iată. Să-i ții ușor. Nu trebuie să tragi tare de lei. Ele nu se desfac așa, decât de jos în sus, sau eventual de la stânga la dreapta. Dacă scoți una 100 de euro, 200, 300. E un număr la care eu am de fiecare dată succes și chiar lucrez foarte bine și dând la control și punându-l pe om să tragă, să vadă că e totul real, îi dă un plus de spectaculozitate. Spune un lucru, dacă, de exemplu, ți-aș da două, crezi că ți-ar fi mai simplu cu astea două? Iară sunt doar alte două și acum le iau pe ăsta, trecem o dată de două, de trei ori, de patru. Și atât, avem patru. Ușor. Facem altceva. Fii atent. Îl luăm ăsta, da? Îl punem aici, ține frumos mâna sus, suflă, te rog. Perfect. Bun. Acum, avem șase bucăți. Fiți atenți aici, avem trei, adică 1, 2, 3. O dată și trei în partea asta altă. Ține tu pe astea două secunde că am nevoie de ajutorul tău. Să spun de ce. Îl luăm pe ăsta și îl punem în partea asta. Acum, îl luăm pe ăsta, îl punem aici. Ușor de tot. Suflă când vrei tu. Trage-te. Bine, perfect. Acum, dă drumul ăsta, luăm. Dă drumul ăla. Nu, dă drumul ăla. Îl luăm pe ăsta, îl punem în partea asta. Suflă. Fii de pomană și le acolo. Îl luăm pe ăsta, îl punem în partea asta. Aici nu-i nimic aici în partea asta. Ușor de tot, să n-am pasat la rugăm reloc. Fără să suflăm, fără să facem vreo șmecherie. Deci, o dată, de două ori, de trei ori. Deci, cam asta se întâmplă în lumea magiei. Așa cum știu să fac numere de magie pe scenă, așa știu să și gătesc, dar numai pentru prieteni, numai pentru prieteni. Nota 10 cu felicitări și cu scuzele de rigoare pentru critici, dar au fost fanteziste. Leo are în seara asta de la mine nota 10. Nu pot să nu-i dau 10. 10, 10, pe toată linia primește de la mine. Astăzi îmi pare rău că textul e așa de scurt și nu poate cuprinde tot, dar cu 40 de puncte, Leonard Iosefini a primit exact ce merita, recunoașterea publică. Cuvintele sunt prea puține și de prisos. Asta știu să fac și cu mâncarea. De fapt, și ați mâncat astăzi seara? Ce-am mâncat? Curcan prăjită. Curcan prăjită. Ăla a fost curcan cu gust de iepure, mă. Asta știe să facă maestru. Sigur că totul e o iluzie. Eu nici nu știu dacă emisiunea aceasta are loc și dacă eu cu adevărat sunt la televizor în momentul ăsta. Care-i treaba, mă, mâncați așa? Care-i treaba, frate? Care-i treaba? Păi tu știi că suntem aici, frățioare? Hai, mă, veniți, mă. Bine ați venit la familia 3D. Adică 3 dubani. Hai că ne-e foame, hai că vin invitații peste tine. Haide, grații, da. Oamenii sunt la ușă și ție ți arde de glume. Nu, e clar, nu, e clar. Deci nu pot să am sprijin în tine. Nu, dacă știam, îmi luam alt ajutor de bucătar. Chiar așa ne batem joc. Acesta este desertul, iar emisiunea se numește Cireașa de pe tort, pentru că... se pun cireșele pe tort. Mulțumim frumos! Asta este! Mulțumim, la revedere, noapte bună, pa, pa!